Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, începând cu data de 5 aprilie 2021, pune la dispoziție o platformă online prin care pot fi transmise către centrele județene sau locale APIA adeverințele eliberate la solicitarea fermierului de către Agenția Națională de Zootehnie și sau asociațiile acreditate pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei necesare accesării schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic și măsurii 10, pachet 8, animale în pericol de abandon, aferente cererii unice de plată în anul 2021. Platforma poate fi utilizată atât de către asociațiile acreditate, cât și de către Agenția Națională de Zootehnie, procedura privind accesul la platformă fiind similară. Fiecare asociație acreditată pentru finanțarea și menținerea registrului genealogic al rasei va solicita accesul la platformă online printr-o adresă scrisă, însușită sub semnătura președintelui asociației, în vederea alocării de user și parolă. Adresa va cuprinde datele de identificare ale asociației, persoana de contact, precum și specia pentru care aceasta eliberează adeverința. Solicitările vor fi transmise pe adresa de e-mail relații cu publicul@apia.org.ro.